Odată cu sosirea primelor doze de vaccin AstraZeneca în Slatina, primăria a asigurat imediat încă două fluxuri de imunizare împotriva virusului SARS-CoV-2. Potrivit viceprimarului Slatinei, Claudiu Stăncioiu, primul punct de imunizare al centrului de la fostul Colegiu Agricol Carol I se va ocupa de vaccinarea populației cu Pfizer și Moderna, iar celelalte două sunt deschise doar pentru AstraZeneca. Primăria Slatina s-a ocupat de înființarea, coordonarea și operaționalizarea acestor centre de vaccinare. Ca o scurtă istorie, avem 3 centre de vaccinare la locația de la Liceu Agricol. Pe data de 18 ianuarie a fost deschis un centru de vaccinare care în prezent funcționează cu două fluxuri. Sunt două vaccinuri care se pot face acolo, Pfizer și Moderna. Iar după data de 15 februarie s-a deschis al doilea centru cu două fluxuri de vaccinare, unde se înțeleg că se face vaccinul de la AstraZeneca. Reprezentanții municipalității dau asigurări că nu sunt probleme în ceea ce privește condițiile igienico-sanitare sau a personalului medical. Primăria Slatina s-a ocupat de absolut tot ce este nevoie pentru acele centre să fie funcționale. Nu sunt probleme, ne-am ocupat de absolut tot. Avem atât asistenți cât și medici. Probabil că în momentul deschiderii centrului numărul 3 se va relua procedura de a discuta cu toți medicii și asistenții care vor să participe la acest proces de vaccinare. Până în acest moment, linia de vaccinare este destinată doar persoanelor care se încadrează în primele două etape. În luna aprilie ar putea începe imunizarea întregii populații, iar primăria Slatina are deja în plan deschiderea de noi centre de vaccinare.